Protest în municipiul Cluj-Napoca. Oamenii s-au adunat în centrul orașului nemulțumiți de costurile tot mai ridicate ale traiului de zi cu zi. Clujenii susțin că în timp ce companiile le spun să economisească, ele fac profituri record și nu le pasă de cetățeni. Oamenii anunță că vor continua protestele până când se vor face auziți. Totul e prea scump! 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 Oamenii din Cluj-Napoca s-au adunat în fața prefecturii Cluj și au mărșăluit pe mai multe străzi centrale pentru a-și face auzite nemulțumirile. Aceștia se plâng de prețurile crescute care se văd în profiturile companiilor. Banii furați din buzunarele noastre se regăsesc în profiturile companiilor. De la producători la furnizori, trecând prin mai multe firme, unele de transport, de energie, altele financiare, care tranzacționează, de exemplu, gazul la bursa de valori. Deci noi știm bine ce se întâmplă. Asta se întâmplă și asta ne nemulțumește. Profitul de la voi, scumpirii lăsă la noi. Oamenii ironizează comportamentul companiilor, în special cele din domeniul petrolului, gazelor și energiei, care fac pe lupul moralist, în timp ce ele au venituri enorme anul acesta față de anii trecuți. Cui e fric, poate să mai pun un proverb, o jachetă și poate să bea un ceai călduț la lumina lumânării. Și cine mai recomandă de energie? Să cumpărăm becuri economice, să închidem luminile. În timp ce nouă ne țin morală ieftină, își umplu buzunarele la niveluri record. Când creșteau prețurile la benzină, petrol făcea profit record. Oamenii acuză guvernanții că aruncă cu banii în locurile nepotrivite, în loc să ajute cetățenii să depășească noua criză creată de scumpirile tot mai ridicate din ultima vreme. Știm cu toții că banii există, știm cu toții că se investesc bani în tot felul de evenimente care aduc profit, știm cu toții că și în cazul energiei se investesc bani în subvenții pentru companii energetice, care, alminteri, desigur, exploatează muncitorii crunți și poluează și așa mai departe. Pentru asta se găsesc bani întotdeauna.